Salut, eu sunt Derek, iar voi urmăriți Weekly Fix. Sprite prezintă Weekly Fix. Mark Zuckerberg, marele șef de la Facebook, a prezentat la Oculus Connect o nouă cască. Se numește Oculus Go, funcționează pe cont propriu, adică nu ai nevoie de un smartphone pentru ea și va apărea anul viitor. Partea cea mai mișto va costa cam $200. În cuvintele lui Zuckerberg, este cea mai accesibilă cască de VR. Originalul Oculus Rift avea nevoie de un PC destul de puternic și, pe lângă asta, a mai costat și $600 la lansare. Acum, primul Oculus costă $400, deci, dacă vrei să-ți iei, îți recomand să mai aștepți până la anul pentru Oculus Go, care vine la un preț mult mai accesibil. Cel de-al doilea episod din Life is Strange Before the Storm, intitulat Brave New World, va fi lansat pe 19 octombrie pe PlayStation 4, Xbox One și PC. Cei care au jucat prima parte a seriei vor vedea în Before the Storm evoluția lui Chloe până în momentul în care o întâlnește pe Max. În ciuda problemelor din familie, Chloe și Rachel formează o prietenie. Totuși, Chloe se implică să-l ajute pe Frank Bowers la ceva ce o va expune unei părți urâte din Arcadia Bay. I can't go home anymore. This junkyard, all I've got left. Sony va adapta popularul board game Catan într-un film pentru marele ecran. Sony este în negocieri pentru drepturile adaptării și va lucra alături de producătorul Gale Katz, cunoscut pentru Air Force One și The Perfect Storm. Jocul a fost realizat de Klaus Tuber și lansat prima oară în 1996 și are ca scop colonizarea insulei Catan. Cel care reușește să se extindă cât mai mult pe insulă câștigă jocul, dar probabil știi asta deja, pentru că jocul este unul dintre cele mai populare board game-uri din lume. Ubisoft a oferit câteva detalii despre conținutul Season Pass-ului pentru Assassin's Creed Origins, dar și despre DLC-ul gratuit de după lansare. Pe blog, Ubisoft a dezvăluit că Season Pass-ul va include DLC-ul The Hidden Ones, care va fi lansat în ianuarie 2018, iar acțiunea lui va avea loc la câțiva ani după povestea din jocul de bază. Cel de-al doilea DLC, The Curse of the Pharaohs, va fi lansat în martie 2018 și se va axa pe mitologia egipteană. Jucătorii se vor lupta cu faraoni nemorți și alți monștri și vor dobândi noi abilități crescând în level cap. Season Pass-ul va include ambele DLC-uri, dar și pachetele Roman, Centurion și Horus, care vor fi disponibile din noiembrie 2017 și vor include noi costumații și arme. Ca bonus, Season Pass-ul va include și o armă exclusivă și 500 de credite Helix. Season Pass-ul va veni inclus și în Assassin's Creed Origins Gold Edition. Va exista totuși și conținut gratuit pentru jucători. Se numește The Nomad Bazaar și va conține un comerciant care oferă jucătorilor misiuni zilnice cu premii. The Nomad Bazaar, dar și un fotomod, vor fi disponibile încă de la lansare. The Trials of the Gods este un alt DLC care va pune pe jucători în luptă împotriva zeilor Egiptului și va fi disponibil la 15 zile după lansarea jocului original. La începutul lui 2018, Discovery Tour și Horde Mode vor fi lansate. Primul elimină elementul de luptă din joc pentru a-ți permite să explorezi lumea și să înveți despre Egipt, iar Horde Mode va include valuri de inamici în Gladiator Arena, unde jucătorii vor lupta pentru cele mai multe puncte. Assassin's Creed Origins apare pe PC, Xbox One și PlayStation 4 pe 27 octombrie. Microsoft a anunțat noi pachete care conțin consola Xbox One S și jocuri populare ale momentului, dar și un pachet cu consola și noul serviciu Xbox Game Pass. Fiecare pachet va costa $279 și va include versiunea cu hard disk de 500 de giga, un wireless controller, 3 luni de abonament Xbox Live Gold și o lună de abonament Xbox Game Pass. Minecraft Complete Adventure Bundle include coduri pentru Minecraft și pentru Minecraft Explorers Pack, dar și un cod pentru Telltale's Minecraft Story Mode Season 1 The Complete Adventure. Rocket League Blast-Off Bundle include un cod pentru Rocket League. Fiecare dintre aceste pachete va include o lună de abonament Xbox Game Pass, prin care jucătorii vor avea acces la peste 100 de titluri, abonamentul costând $10 pe lună. Xbox One S Starter Bundle include 3 luni de abonament Xbox Game Pass. Tot Ubisoft a dezvăluit detalii despre Season Pass-ul pentru South Park The Fractured But Whole. Acesta va fi disponibil din 17 octombrie la prețul de $30 pe PS4, Xbox One și PC și va include 3 DLC-uri și conținut gratuit în prima zi. Cele 3 DLC-uri, Danger Deck, From Dusk Till Casa Bonita și Bring the Crunch, vor fi lansate până la începutul anului viitor. De asemenea, Season Pass-ul va veni și cu ediția Gold a jocului, care poate fi cumpărată online. I'm here, mama! Is that you, baby? It's me! We're gonna get you to heaven, mama! Just hold on! This kid's gonna help us! Bungie au anunțat specificațiile pentru PC pentru Destiny 2. Acesta necesită minim Intel Core i3-3250, Intel Pentium G4560 sau AMD FX4350, placă video minim GeForce GTX 660 cu 2 GB, GTX 1050 cu 2 GB sau Radeon HD 7850. Ne este recomandat cel puțin 6 GB de RAM și 68 GB de spațiu liber pentru instalare.
Destiny 2, va fi disponibil începând cu 24 octombrie în aplicația de Battle.net pentru PC de la Blizzard. Ne vedem în Crucible! So it's time to bring out the big guns! It's not a metaphor, guys! Go grab some big guns! Ca în fiecare an, Psyonix a anunțat ce planuri are de Halloween pentru Rocket League, iar de data asta se pare că este vorba de ceva mai multe noutăți. Conform anunțului de pe site-ul oficial, noua monedă va veni sub forma unor dulciuri, Candy Corn, care pot fi obținute jucând și terminând meciuri online. Apoi, acestea vor putea fi folosite pentru a cumpăra direct diferite obiecte tematice de Halloween, decryptors și noi cutii speciale numite Haunted Hallows. În timp ce cutiile conțin obiecte complet diferite de cele care pot fi cumpărate folosind Candy Corn, decryptors sunt asemeni unor chei, vor putea fi folosite pentru a deschide orice tip de cutie din joc, însă obiectele astfel obținute nu vor putea fi date la schimb. Candy Corn vor dispărea la o săptămână după terminarea evenimentului, în timp ce obiectele cumpărate cu noua monedă vor fi deblocate permanent. Evenimentul de Halloween din Rocket League a început astăzi și se încheie luni, 6 noiembrie. În continuare, la pe scurt, avem trailerul pentru The New Mutants. Did you know baby rattlesnakes are more dangerous than adult ones? They haven't learned how to control how much venom they secrete. Și trailerul final pentru Stranger Things sezonul 2. Le puteți viziona în întregime pe site-ul IGN România. Începând cu această ediție, concursul săptămânal organizat împreună cu Sprite revine. Pentru a participa, vă reamintesc că trebuie să intrați pe www.kissfm.ro/weeklyfix, să citiți regulamentul, completați formularul și ne spuneți care este platforma voastră preferată de gaming. Noi alegem un răspuns prin tragere la sorți, iar câștigătorul primește un joc la alegere în limita 60 de euro. Succes! Cu asta se încheie fixul de săptămâna asta, ne revedem marțea viitoare de la 13 și în reluare seara de la 21 pe Kiss TV. Salut! Sprite v-a prezentat Weekly Fix.